Pace și bună dimineața! Mulțumesc fratelui rector Mariș pentru invitația pe care mi-a făcut-o să fiu la această aniversare. Sunt aici în dublă calitate, așa cum ați auzit, reprezentând Asociația Bisericilor Baptiste Române din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă și ca președinte al Societății Misionare Române. Vreau să încep aducând mesajul fratelui președinte al Asociației Baptiștilor Români din Statele Unite. Stimați profesori și studenți, vă salut în numele Domnului nostru Iisus Hristos și din partea tuturor bisericilor baptiste române din SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă. La acest început de an școlar vă doresc multă sănătate, putere de învățătură, disciplină și resursele necesare pentru studiu. Scopul pentru care ați venit la Institutul Teologic Baptist din București este formarea pentru slujire. Oricare ar fi domeniul de slujire în care v-a chemat Dumnezeu și în care biserica dintr-un anumit loc vă validează, căutați să fiți tot mai pregătiți și tot mai dedicați față de Domnul și împărăția Lui. Într-o lume tot mai vicleană, rămâneți și creșteți în credincioșia voastră față de El și față de cuvântul Său. Mă rog ca Cel care v-a chemat la lucrarea și împărăția Sa să vă însoțească și să vă sprijinească în tot ceea ce urmează în viețile voastre. Cu dragoste frățească, pastor dr. Sorin Sabău, președinte RBA of USA and Canada, 9 octombrie 2021. Ca salut, de asemenea, din partea Societății Misionare Române, vreau să vă spun că de peste 50 de ani Societatea Misionară Română a devenit sau a fost un instrument pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a-și propovădui cuvântul și a lărgi împărăția lui în România și în alte părți unde există români. Și mă bucur tare mult că Dumnezeu continuă această lucrare. Prin susținere de păstori, misionari, prin publicare de cărți creștine, prin ajutorarea celor nevoiași și multe alte lucrări, din care probabil că una dintre cele mai dragi mie este colaborarea cu Institutul Teologic Baptist, prin susținere de studenți, prin oferirea de burse pentru studenți. Societatea Misionară va continua să fie la dispoziția lui Dumnezeu în slujire. Apostolul Pavel are la un moment dat și ne împărtășește în 2 Corinteni, capitolul 5, o viziune cumva nouă asupra lui Dumnezeu. De fapt, el a avut-o mai devreme, dar acolo ne împărtășește. Și spune că l-a înțeles altfel pe Dumnezeu atunci când a înțeles lucrarea pe care El a făcut-o în Domnul, prin Domnul Iisus Hristos. Până atunci, Apostolul Pavel sau Saul din Tars spune când s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul Damascului, îl cunoștea pe Dumnezeu ca Dumnezeul poporului evreu. Dar în clipa când i s-a relevat Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos și a înțeles lucrarea măreață pe care acest Dumnezeu Creator a făcut-o coborându-se între noi, trăind între noi, făcând minuni între noi, învățându-ne despre Dumnezeu și apoi murind pentru păcatele noastre, l-a văzut altfel pe Dumnezeu și spune el așa: de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Îl cunoaștem altfel. Îl cunoaștem ca pe un Dumnezeu care nu mai este numai Dumnezeul lui Israel, ci este Dumnezeul tuturor neamurilor, tuturor popoarelor, Dumnezeul care iubește, Dumnezeul care se sacrifică, Dumnezeul care se jertfește, Dumnezeul care se pogoară să trăiască între noi și Dumnezeul care ne dă nouă o altă înțelegere asupra misiunii noastre. Și cred că aceasta este, într-o mică măsură, motivul pentru care Seminarul Teologic sau Institutul Teologic Baptist din București și Societatea Misionară Română există de atâta timp în locurile acestea. Pentru că am înțeles pe Dumnezeu altfel atunci când L-am cunoscut pe Hristos și am înțeles lucrarea pe care o face și Dumnezeu ne-a dat o nouă viziune nouă celor care suntem copiii Lui. Pentru că Pavel continuă în textul acela și spune: noi, dar, versetul 20, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Avem o nouă viziune asupra oamenilor din jurul nostru, asupra semenilor noștri și înțelegem că noi suntem trimiși să ducem mesajul de împăcare a lui Dumnezeu cu lumea. Suferința pe care foarte multe biserici din România, evanghelice din România și din întreaga lume o au în zilele acestea este că doresc să se închine lui Dumnezeu, doresc să-L iubească pe Dumnezeu, Dar n-au înțeles viziunea aceasta, că Dumnezeu ne cheamă să iubim și pe semenii noștri cu aceeași dragoste cu care ne-a iubit Hristos și ne cheamă în închinarea față de El, să ne întoarcem față de lume și să transmitem mesajul acesta al împăcării. Și de aceea voi sunteți aici și sunteți studenți aici și de aceea de 100 de ani seminarul există. Pentru că noi avem viziunea aceasta asupra lui Dumnezeu, un Dumnezeu lucrător, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu plin de dragoste, care s-a pogorât între noi și care ne-a dat nouă viziunea aceasta că trebuie să mergem, să împărtășim vestea bună a Evangheliei cu toți cei din jurul nostru, să copleșim pe cei din jurul nostru cu dragostea lui Hristos, să le mărturisim despre dragostea lui și să le arătăm metoda prin care Dumnezeu vrea să se împace cu noi, pentru că pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, încheie Pavel pasajul acesta, el a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Vă doresc ca și în următorii 100 de ani să aveți această viziune a unui Dumnezeu care iubește atât de mult lumea, încât și-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică și să înțelegem că noi suntem cei pe care Dumnezeu ne-a făcut ambasadori ai Săi, să mergem în lume și să ducem mesajul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Societatea Misionară Română continuă să vă stea la dispoziție în continuare și nădăjduim să putem colabora mai mult pe viitor. La mulți ani seminarul!